De la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Liudmilei. 1, 2, trei. Da, a venit, este ea. Are un câmp energetic foarte strălucitor. Emană multă lumină și e foarte bine conturat, ghegat. Nu văd fisuri, nu văd spărturi, sunt stringuri, dar stringurile apar, dispar. Deci le taie. Le taie, da. Ce vrea să ne spună lui Mila? Ce are să ne spună? Zice, în primul rând, vă mulțumesc, zice, și e bucuroasă că reușește în starea ei de spirit, de starea ei de bine să se mențină. E foarte bucuroasă. Zice și mă distrez. Se distrează, ne-a spus Ludmila, că mai percepe când și când câte un frumos și îi trimite la plimbare din Dar conștient. eu îi iubesc și pe ei. Da, ia Și uite. iubirea mea îi ține departe. Foarte bine. Dar totuși, uite, îi mai percepe. Percepe cu mintea conștient. Da, pentru Ludmila. că, zice, probabil, zice, sunt apetisantă pentru ei, dar atât, zice. Ce este cu când și când percepe cu al treilea ochi și observă multe litere, cifre, tot felul? Este forma în care înțelege anumite frecvențe vibrații. Le descifrează prin aceste simboluri de Le litere, înțelege cifre. ea cine? Mintea conștientă sau partea subliminală? Și, cumva și Împreună. și, Deci, da. practic, e vederea părții subliminale și partea Da. subliminală așa. Le traduce, așa le traduce, da. Da. Informațiile. Da, ca și litere, ca și cifre pe anumite frecvențe vibraționale. Ok. Altceva ce ar vrea să îi mai spună, să știe. Zice să fac doar bine în jurul meu și să ajut cât de multă lume pot, dar prin eforturi minime din partea mea, doar emanând ceea ce eu sunt, zice, ca vibrație, frecvență. Doar emanând lumină și iubire, zice. Mi-a spus Liudmila că a avut, de când a programat această sesiune, care se adresează sau este pentru fiul Maxim, a avut câteva atacuri energetice, unul chiar urât, risca să moară, i s-a spart țeava de eșapament sau țeava de la benzină și la mașină și putea, dacă aprindea ceva, prindea o scânteie, putea să sară în aer. Erau entitățile lui care atacau și care încercau să oprească din acțiunile ei. Încercau să Ce i-au spus sau ce făcea? Ce i-au spus partea încercau să o subliminală? îndepărteze. Să o sperie. Să o sperie și să o îndepărteze, da. Și totodată, dacă reușeau să scadă frecvențele, vibrația, să intre în câmpurile ei. Și asta pe atașament, Da. stringurile care se creează, vrei, nu vrei, se creează. Pe atașamentul cu Da. Maxim. Cu copilul, da. Bine. A trecut peste ele cu bine și partea fizică și este la fel de radiantă, de schimbată față de după, față dinainte de sesiunea ei, de curățare a lui Ludmilei. Radiază bucurie, fericire.
Da, așa e și în energetic. Hai să vedem. Pur și simplu, Ludmila s-a schimbat și a schimbat înfățișarea. A întinerit. Îi râde fața. Îi râde fiecare celulă. Da, e foarte radiantă, foarte, foarte luminoasă. Da. E ca un felinar. Ca un far. Da. Hai să vedem că ne-a cerut grad de conștientizare acum, Ludmila. 48. Hai să vedem... Metabolizarea 54. Da. Metabolizare. Ne-a zis că s-au schimbat lucrurile mult din luna martie, sau cum a zis. Se simte mult mai radiantă, mult mai... Dar a reușit să metabolizeze, să integreze, zice, informația, să o înțeleagă, să... și să vrea din ce în ce mai mult, să se simtă din ce în ce mai bine. De bine ce înainte erau boli, este sesiunea publicată, nu știu ce număr și așa. Deci se confrunta înainte de sesiune cu diverse somatizări. Acum a început, adică și lucrează, este perfect, a zis, totul e perfect în jurul ei. Soțul, mai ursuz, mai a zis că s-a schimbat relația și cu soțul, pentru că ea și-a schimbat energia. Da, da, ea abordează altfel comunicarea, discuțiile, situațiile sau efectiv inclusiv comportamentul lui îl influențează cu vibrația ei. Influențează comportamentul lui, dar uite că nu influențează comportamentul lui Maxim. Nu e permanent lângă ea, păi cum da, e soțul. Asta. Câmpurile sunt apropiate, deși în cuantic, în plan cuantic, nu contează unde ești. Nu contează, dar, dar e fiind prezent lângă ea în fizic. Poate influența și cu mimica, gesturi, vorbe, tot. Da, și e, cum să spun, gândurile sunt mereu, mereu către soț și aici apare influența mai mare asupra celor din jurul nostru prezenți în fizicul care stăm în casă. Că interacționăm, interacțiunea directă ne canalizează. Da, și prezența lor te face să fii mereu focusat cu gândul la el. Adică, din moment ce e lângă tine, îl vezi mereu și automat... și interacționezi mereu. Da, canalul e mult mai puternic, deschis energetic, decât o persoană care e mai la distanță și la care nu te gândești moment de moment, ca și la cel de lângă tine care e prezent fizic lângă tine. Da, că cel fiind care e prezent fizic, se suprapune realitatea 3D, da? Interacțiunile. Interacțiunea este mult mai intensă. Da. Bine. Păi hai să cheme partea subliminală a lui Maxim și să vedem ce se întâmplă. Ok, îl chemăm. Ok, a venit. A venit îndoit de spate. Obosit, copleșit, și pe spatele lui efectiv stă o entitate. E pe partea de sus, ceafă dorsal sus și pe el văd efectiv așa un pic a plecat în față. E negru de furie de ceea ce reușește entitatea să manifeste prin el și ceea ce reușește să-i transmită. Cât partea subliminală e întreagă, Ela? Nu, e împrăștiat. Așa se și vede câmpurile sunt, nu sunt deloc compacte și sunt foarte împrăștiate și largi și lipsesc fâșii. De se văd fâșii întunecate din corpul energetic, care parcă sunt tăiate și luate și nu știu, și acea energie e împrăștiată în multe direcții. Da.
Cât este acum? Cât la sută e acum? 68. Da. Cât a venit la încarnare? A venit 92. Da. Deci n-a venit între. Grade conștientizare, ca să le spunem pe toate acum. 1, 2. Da. La conect, lasă partea subliminală să vorbească și să vedem ce ne spune direct. Și număr de la 1 la 3, protejat. 1, 2, 3. Bună, Maxi! Bună! Cum ești tu? Ce simți? Nimic, trăiesc. Și trăiești? Cum trăiești? Așa cum pot. Bine? Ți este bine? Nu. Nu ți este bine. Și? Scurge viața din mine. Scurge viața din tine. De ce toate astea crezi că se întâmplă? Trăit o viață nenorocită. Nenorocită, plină de minciuni. Viața. De oameni falși. Ipocriți. Da. Știi cum e, așa e prin lumea asta. Dacă era lapte și miere, bine că nu mai eram pe aici. Poate fi lapte și miere. O? Pentru alții poate fi lapte și miere, pentru mine da, nu. Crezi că e numai lapte și miere pentru alții? Uite-te în jur și alții trăiesc bine. A, aparent. Exact cei care... care produc. Nenorociți. Dar știi, asta s-ar putea să, sau nu s-ar putea, eu sunt convinsă că este o aparență, că alții trăiesc în lapte și miere. Știi? Păi mai nimeni nu prea trăiește în lapte și miere. Dar măcar e o aparență, nici măcar pe aia nu poți să ții. Păi, aparență. O să vedem. Și de ce ar trebui să ții aparența? De ce trebuie să menținem o aparență? Măcar atunci când par altceva și eu un pic mai fericit. Mă prefer. Și nu ești tu. Ce, cu ce te încălzește pe tine? Cum par tu în ochii altora? E, dacă atunci tu... când te prefaci și vrei să pare altceva, atunci stai un pic în papucii altui personaj și guști un pic din acea aparență. Și cât ține asta? Că tot ține, dar măcar îi. Și cu ce efort energetic? Trebuie să-ți mai menții o mască cu tot ce înseamnă ea, funcții? Să le menții. E bună și maschea la ceva, nu? La ce? Acum ți-am zis, guști un pic din ea. Am înțeles. Nu, e mai bine. Eu sunt așa, eu sunt adepta realității. Dă un colo de realitate. Un căcat de realitate. Un căcat. E un căcat, sunt de acord cu tine. Dar, na, ce facem? Noi suntem deja într-un rol, interpretăm aici. Ți-ai pus întrebarea că tu nu ești rolul? Ce? Rolul, ceea ce tu interpretezi aici. Nu ești. Trăiesc ce trăiesc, rol. Sunt ce trăiesc. Într-un rol, interpretezi un rol dintr-o piesă. Hai, de teatru. Hai, lasă-mă cu păcălările astea. Dacă era un rol, ieșam din el și cu asta basta. Păi ieșeai dacă înțelegeai că ești într-un rol. Înțelegi. Dar te identifica cu rolul. Și toți ne identificăm cu rolul. Până la un moment dat, când începem să ne punem întrebări. Hai, lasă-mă cu filozofiile. Asta nu e filozofie, asta e viață. Ce-i? Asta e viață. Eu îți vorbesc nu din filozofii. Eu îți vorbesc din ce am trăit eu. Tu cu atare. Și ce trăiesc alții. Din asta îți vorbesc. Ești mai în pasă ce trăiesc alții, știu ce trăiesc eu. Minciuni, trădări, oameni falși. Da, tu, da, asta este lumea aceasta. Dar lumea aceasta este așa pentru că unii vor să fie așa. Vreau să vadă și ei cum e să fie trădat. Unii ăștia?
Unii ăștia, la cine te referi? La unii. Când eu spun unii, mă La refer cei la... care au făcut parte din viața mea. Și ce crezi că e posibil să vadă? Nu se știe. Ori în viața asta, ori în altă Da, să experiență. Vadă făcut de mâna mea. De mâna ta? Dar de ce ai vrea tu să faci rău altor ființe? Păi cum mi-au făcut mie. Păi și simtă dacă... și ei rău care mi l-au făcut mie. Ce facem? Noi trăim acum 2000 de ani că unele popoare și culturi încă mai aplică asta? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? De ce nu? E bună. Auzi? Știi cine a dat legea asta? Cine a transmis-o? Dar nu-mi pasă mie cine a dat legea. Eu păi vreau nu, doar da, să eu aplic. Spun ție. Știi cine a transmis-o? Nu ești E curios o de lecție nimic? de viață. Faci rău să primești rău. Serios? Nu ești curios să vezi cine a transmis legea asta? Nu. Oamenilor? Nu. Nu Cine ești a transmis? curios? A? Să fiu curios de cine a transmis-o. Deștept a fost ăla. A fost deștept. Uite, eu îmi permit eu să-l aduc pe ăla aici care a transmis legea asta și să-l observ, să-l privești. Dar ce să-i dau eu lui merite? Ce merite? Să vedem ce-i dai. Îi dau nimic. Lasă. Deschid o fereastră cuantică și îi spună lui să vină, care a transmis legea. 1, 2, 3. Te uiți ca la televizor. Îmi pui desene animate? Cum să spun? Eu pun desene animate la adulți? Niște Ce vezi acum? măscărici. A? Ce desene Animale animale? puțite. Sunt niște animale? Care ce fac animalele? Se distrează de rău altuia. Ah. Ia vezi, s-au distrat și de rău tău? Caută-te pe tine. De rău oricui se distrează. De rău oricui. Dar te găsești și tu pe acolo prin desenele astea? Da. Da. Ia, uite-te mai atent și vezi. Ți-am zis, se distrează de rău altora. Se distrează de rău altora, dar uite-te și vezi răul tău. Cine l-a creat? Oamenii despre care tu, pe care îi incriminezi, sau sunt tot niște ființe de-astea din desenele astea? Sunt ăștia. Da? Dar cine sunt ăștia? Cum îi percep? Cum îi vezi acolo? Niște șopârle umane. Eh. Niște draci umani. Eh. Demoni. Eh. Îngeri spurcați, transformați în rău. Au luat de partea lor. De cine? Șopârle lor s-au dus cu ei. Ah, șopârlele s-au dus cu îngerii. Așa. Îngerii s-au dus cu ei. Ah, îngerii s-au dus cu șopârlele, așa. Altfel nu mi-explic. Și cum au făcut ăștia? Cum fac ăștia rău oamenilor? Păpușează corpurile lor. Deci intră în corpurile Devin fizice. Devin păpuș pentru ei. Da. Practic preiau controlul asupra corpului, minții. Da. Minții și corpului, omului. A, corpul. Și minții. Minte, corp, e același lucru. Ok. Și apoi fac ce vor, da? De-astea. De-astea de care ți-au făcut și ție. În viața asta. Da. Puh. Ia uite-te la cei doi. Fosta ta soție și verișorul tău. Cine a controlat? Concret. Vrei să-i scuzi? Nu-i scuz. Nu, nu, că nu vreau să vezi realitatea. Eu nu scuz pe nimeni, niciun caz. Nu au scuz. Devenit și ei păpuși, dar și eu am devenit păpuș. Păi și tu și ei. Vezi? Toată lumea e păpușă. Sfărărită. Ce vrei să-mi spui cu asta? Păi, nu, nu vreau să spun nimic. Eu vreau ca tu să observi cum stau lucrurile. În lumea asta, de căcat, tot nu cum iert. Ai zis. Tot nu iert, dar știi cine nu iartă? Știi cine nu iartă? Ăla care te păpușează. Dă-i comandă să iasă afară din ce să iasă tale. Afară? Ăla care te păpușează și te sfărărește pe tine.
Nu pot să-l scot. De ce? Dar vezi, îl simți, îl percepi? Da. Unde îl simți, ia spune. Îl simt în spatele meu și simt ca și cum ar intra organele mele. Te-a pătruns, da? Da. Uite-te și vezi cum a putut ăla să facă simbioză cu tine. Să te pătrundă până în organele tale. Pe da. Ce emoție? Pe ce energie? Pe ce frecvență? Pe furie și dorința mea de răzbunare. Mai întâi furia, îi da? Îi place asta. Păi da, îi place și mie asta. Îmi place. Nu cred că ți-e îți place. Ba, deci, da, vreau să mă răzbun. Am înțeles. După ce să vedem, fii atent. Caută furia asta deocamdată și dorința de răzbunare. Caută-le, adună-le unde vrei tu, în mâna ta, dreaptă, stângă, și scoate-le afară. După ce mă răzbun. După ce te răzbun, ce să faci, adică? După aia le scot. Ce vrei? Cum vrei să te răzbui? Cum vrei să te răzbui? Cum vrei să te răzbuni? Nu știu, găsesc eu soluție. Sau poate mă ajută asta. Asta ești asta ca să faci rău? Da. Și cui vrei să faci rău? Ia. Lor. La ambii? Da. Păi ia, uite-te. De proastă ce e, el de mincinos și prefăcut ce e. Să calci așa peste oameni. Asta, calc eu pe ei. Auzi, dar tocmai ce văzurăm. Și ai văzut că și unul și altul sunt sforăriți de niște ființe de astea. Ți-am zis că nu-i scus. Am înțeles, dar eu vreau ca tu să vezi. Am văzut. Așa. Și uite-te dacă părțile lor subliminale au făcut lucrurile astea. Deliberat, cu liber arbitru. Nu deliberat. Coordonați. De coordonați. Dar n-au nicio scuză. Nici așa. Păi n-au nicio scuză, dar nici tu nu ai. Ce nu am eu? Eu n-am făcut nimic. Mie mi-au făcut. Păi da, și vrei să te răzbuni și să faci rău. Nici tu n-ai nicio scuză. Păi, la mine e justificat. Da, și? Ce justificare ai tu? Ia spune-mi tu, soția ta îți aparținea, ai câștigat-o la loto, ai cumpărat-o în târg, ce ai făcut? O vorbi prostie, un om, cum să o cumpăr? Păi și atunci? Ea, cu nivelul ei de conștient, de conștiență, de conștiință, care nu-l avea... S-a lăsat manipulată exact, de el. Exact. Proasta a căzut în plasa lui. A căzut, cum ai căzut și tu. Ia uite-l pe ăla care te cocoșează din spatele. Ce, i-am căzut în plasa lui ăsta? Păi, dar de ce stă ăla acolo, în cocoașa ta? Ei, îi place furia mea. Păi îi place furia ta. Tocmai așa ai căzut. Mie îmi place furia mea. Tocmai așa ai căzut în plasa ăstuia. Și uite-te, fii atent, știi ce facem? Măi, dacă eu scot furia, după aia ei cum o să plătească? Te interesează? Cine să plătească? Entitățile care i-a indus în eroare, da? Care le-a umplat. Bine, la atunci rotite. Pe ei vreau să-i fac să plătească. Dar ei nu ți se parcă, ia uite-te tu, acele ei entități. Ei să pedepsească entitățile. Exact, acele ei entități. Ei să pedepsească atunci, ce să fie pedepsiți? Ei să fie pedepsiți. De cine crezi că să fie pedepsiți? Cine să-i pedepsească? Nu știu. Eu. Tu? Să-i pedepsești, eu să-i pedepsesc. Da? Vreau să pedepsesc pe cei care mi-au făcut viața așa cum e acum. Da. Fii atent. Și ce facem? Eu număr de la 1 la 3, iar tu mergi și derulezi această linie experiențială, asta cu pedeapsa, în care tu vrei să-i pedepsești, pe entități, pe cine poți, mergi și o derulezi și spunem după ce îi pedepsești, adică cum îi pedepsești, dacă reușești să-i pedepsești, cum îi pedepsești și ce se întâmplă după aceea. Mă refer la tine. Uite, 1, 2, 3. Facem o proiecție. Ce spune? Nu prea reușesc să-i pedepsesc. De ce? Stau cu dorința asta de a pedepsi toată viața.
Și cu furia asta. Și ce nu te lasă? Ce nu mi iese să-i pedepsesc. Dar de ce crezi că? De ce nu ți iese să-i pedepsesc? Nu știu, parcă îi protejează ai lor. Uh-huh. Dar nu le pot face nimic să nu găsesc nicio modalitate okay. prin care eu să mă simt răzbunat. Uh-huh. Și vreau să te uiți trăind cu această idee toată viața, că vrei să-i pedepsești, dar nu reușești, nu găsești oportunitatea, soluție. Uite-te în câmpurile tale energetice. Parcă celor răi le iese totul. Îi le iese ca o ajutoare, da? Fac tocmai ce vorbim până acum. Da. Vreau să te uiți când tu trăiești toată viața cu această idee. Ce se întâmplă în câmpurile tale? Mă bolnăvesc. Și vin mai mulți din ăștia. Da. Mai târziu văd trei pe mine care mă devorează. Și am din ce în ce mai mare furia. Mi se adună furia că nu pot să mă răspund, nu găsesc nimic, lor le iese totul bine, mie nu. Și furia asta? Cu furia asta îi hrănești pe ăștia, că au mai venit și alții. Ăștia. Și pe lângă că îi hrănești pe ei, îți distrugi structurile. Da. Și în final, te alegi ce-i câștigat? Nimic. Eu nimic. Ăștia câștigă, văd exact. Că... Iar tu îmi ia pierzi multă energie. Energie. Îți ia atâta energie cât nu-ți mai rămâne să te susții, să susții structurile. Corpul. Mă nenorocesc singur cu furia. Exact. Și eu vreau duc să... bine, eu duc, eu duc rău. Exact. Și vreau să vezi că deja, acum, când noi vorbim, în acest moment, acum, tu deja procesul tău, procesul de deteriorare a minții și corpului tău, este în derulare. Deja tu ai o meserie, o activitate care te bucură, care o faci cu plăcere, pe care deja nu o mai poți face. Nu mai ești în stare. Cer voie la servici să pleci acasă. Păi dacă nu mă simt bine. Păi da. Nu-mi dau pace gândurile astea. Păi da. De-aia ziceam, vrei să începem să lucrăm? Vrei să scoți furia și dorința de răzbunare? Păi acum văd că nu reușesc să mă răzbun. Așa. Și nu mă ajută, ci mă distruge. Da. Și acum, cu această conștientizare, vrei să o scoți, să le scoți afară pe toate astea? Vreau să văd cu ce mă ajută. Păi hai să vedem. Adună, pune intenția, toată furia și dorința de răzbunare să se adune în palma ta, să iasă afară într-un recipient și să-i dai foc. Așa simplu. Da. Totul depinde de noi, Maxim. Ceea ce noi dorim. Cum adun ceva invizibil? Păi tu ești invizibil, cel cu care eu vorbesc. Ești partea ta energetică. Așa o simți. Îi dai comandă să se adune în palma ta. Da? Și să iasă din palmă într-un recipient în față. Iar tu ești energie și tu vezi energia. O simți? Cum se adună și o și vezi. Da, o simt cum se scurge din mine. Da. Până când toată a ieșit. A ieșit. Bine. Dă foc la recipientul. Ok. Da? Și spune-mi acum cum te simți. Sau ce simți. Mă simt mai ușurat și mai calm. Păi da. Te ia, uite-te în spatele tău. Cocoașa, ce s-a întâmplat? Relaxat. Ce s-a întâmplat cu cocoașa? Ăla care stă în spinare. S-a îndepărtat. Adu-l în fața ta. Nu-l lăsa să plece, că ăsta trebuie să dea socoteală. Asta? Mm-hmm. Și alții, dacă îi mai găsim. Ok. Ia-mă-l în fața ta, taie alimentarea. Oricum deja ai tăiat-o. Prea mai e tăiat-o. Nu prea mai are ce mânca. I-am dat foc alimentării lui cu mine. Așa.
pune-l în față și blochează-l. Și spunem Cum ce îl este ăsta. blochez? Zic, cum îl blochez? Bagă-l într-un cub. Într-un... Cimentează-l până la gât. Eu știu, bine, cum vrei tu. Bine. Așa-i faci. Bine. Ce idee îți vine ție? Da? Și spune-mi Da. Cum arată ăsta. Ce formă are. Drac? Mm. Ca un drac. Ca un drac. Dar dracul? Cum arată? Cu coarne? Cu ce e culoare are? Așa, e negru. Negru tăciune, da? Are dinți ascuțiți, are coarne, are pielea neagră, lucioasă. Uh-huh. Ia uite-te. Stă ghemuit. De ce stă ghemuit? N-are poziție verticală ăsta? Nu, mergem patru labii. Mergem patru membre, da? Mâini, da. Picioare. Sare, așa. Ca o maimuță. Ca o maimuță. Bine. Ia întreabă-l ce căuta în spatele tău. Mânca, zice. Păi mânca? De ce hrana. Ești tu? Dar ce ești tu? Hrană? Ești o ființă, spune-i. Cum, da, cum unii ăștia să vină să mă hrănească cu noi, ființe? Ce nu cu carnea ta, cu energia mea, zice. Păi da, cu energia. Uite-te și vezi, înainte de a se întrerupe stringul ăsta și observă fluxul energetic pe stringul ăla. Sucea ca un vampir. Dar și transmitea. Era în două, cu două sensuri. Transmitea, da. Ce transmitea? Gândurile alea mele negre. Păi, de răzbunare, de ură, de furie da. Continuă. Da? El cu asta se hrănea. Iar ca să se poată hrăni, trebuia să mintea să ți-o țină. Ne țină acolo focusată. Exact. Ia întreabă-l pe ăsta. Sau, dacă poți tu să accesezi, de când stai cu ăsta? Ființa asta în câmpurile tale. O să vezi tu. De la întâmplarea cu... Soția? Soția și... Nu era mai dinainte? Atunci a apărut ăsta. Atunci a apărut ăsta. Bine, uite-te și vezi dacă mai sunt și alte ființe. Da, mai sunt. Două. Da? Da? Tot asemănătoare cu el, dar sunt drepte, stau în picioare drept și sunt un pic mai masivi. Așa? Tot dragi? Dracos? Unul sau... ca ăsta, da, și da. Unul, nu știu eu, ca o reptilă. Unul e ca reptila, da? Da. Uh-huh. Ăștia, de când stai cu ei? Uite-te. În experiența asta. Ca Maxim. De când m-am născut, spune. De când te-ai născut, ești cu ei. Ce căutau ei când te-ai născut tu să vină aici? Să mă urmărească în fapte, spune. E, de ce trebuie să... Noi ce suntem? Să avem urmăritori. Nu puteți fi, zice, lăsați necontrolați. De ce? Ce suntem noi? De ce trebuie să fim controlați? De ce faceți prea mare mizerie? Aolo, noi facem mizerie? Mizerie din punctul lor mizeria, de vedere? Mizeria, zice, trebuie adunată. Mm-hmm. Noi adunăm. Păi și ce? Nu poate să adune? Să ducă pe străzi să adune? De ce trebuie să stea în câmpurile energetice ale noastre? Cum ți-am zis, zice, nu puteți fi lăsați necontrolați. Mm-hmm. Deci, de în baza controlăm. Cărui, în baza cărui angajament sau al tău, ăștia au venit cu tine la încarnare. Zice, cu acordul dat de tine pe semnătură, mm-hmm. Înainte de a veni tu aici, zice. Deci ai și semnat, zice. Zic ăștia. Așa se pare că... Păi ce să semnezi? Înseamnă că ei ți-au dat, ți-au pus o hârtie să semnezi o ceva.
Da? Probabil. Bine. Uite, eu îți dau ție o sferă informațională cu toată informația din conștiința ta adevărată, care nu ți-o amintești, care e blocată, care e ascunsă, de ființele astea sau alții ca ele, și mai pun aici și tot ce am aflat eu și ce cunosc din lucrul cu alte părți subliminale. Și îți dau sfera asta. Primești-o și integrează-o. Pag-o în tine. Da. Desfă-o. Citești. Înțelegi. Și până în timp ce ea se derulează, hai să ne uităm când ai semnat cu ăștia. Pe semnătură, cum au zis. 1, 2, 3. Mergem acolo. Înainte să cobor aici în corp de copil, mi-au dat o înțelegere să o semnez. Și înțelegerea aia, ai înțeles-o? Și scrie acolo și ce ai semnat? Nu, spune că e doar o înțelegere în care eu îi accept pe ei să mă corp. Ce-mi dau să semnez e mai mult alt. Văzut. Asta se numește contract de încarnare. Dar nu scrie nimic în el. Păi nu scrie nimic, poate e ascuns. Ia. Ia, pune intenția să vezi tot ce, dacă scrie și ce scrie. Pune intenția. Dă cu mâna așa pe contractul ăla și spune-i să-ți arate, să se arate. Tot ce e scris sau nu e scris. Intenția ființelor astea. Par unele paragrafe, da, e mult spațiu cu el. Ființele astea sunt prezente aici? Înainte să te încarnezi? Ăștia, dar cum îi vezi aici? Cum i-ai văzut atunci? Nu cum îi vezi acum. Acum îi vezi cu forma lor. Cum i-ai văzut? Apare ca... Dar nu e... Apare ca un înger, dar... Cum un demon poate fi arătat? Se poate arăta ca un înger. Pentru că ei își pun holograme. Pentru că citesc informația noastră. Măști. Da, măști, exact. Da? Masca de care vorbeai mai devreme. Ai văzut? Cine transmitea? Ia uite-te acum. Prima, la început, când am început să țină cine vorbea prin tine. Maestrii măștilor. Păi vorbea... Ăla. Ce? Din cocoașă. Credeam. Da, ei citesc, asta spun. Citesc credințele, informațiile din câmpurile noastre și apoi se folosesc de ele și acționează conform a ceea ce noi înțelegem, da? Da. Adică, știi cum vine asta? Cum, să zicem, unul e doctor în științe, eu știu de care, și se întâlnește cu unul care nu are nicio școală sau mult mai puțină școală. Și ca să poată înțelege, ăla, doctorul în științe, folosește un vocabular și termeni ca cel care nu are acea școală să poată să înțeleagă. Da? Deci pe limba celuilalt vorbește. Cam așa se întâmplă. Înțeles? Ideea da. Este că poți să vorbești pe limba omului și să fii sincer. Asta o putem face noi, părțile subliminale. Sau poți să vorbești pe limba omului și să, dacă să zicem că ești doctorul în științe, și să fii un mincinos pentru că tu nu ești parte subliminală și tu nu ești conștiință pură, curată, din conștiința adevărată și ești o entitate din aceasta înnegrită. Uite, că sunt negri, da? Îi observi. Bine, ia uite-te.
O parte subliminală, curată, pură. E neagră, ca ei? Nu. Ce culoare? Sau cum arată? Prelucitoare. Prelucitoare. Vezi? Ce înseamnă acest negru în care ei se prezintă? Înseamnă că nu mai au lumină. Și înseamnă că de cele mai multe ori, asta e o credință a mea, și să mă contrazică oricine, forma oricărei ființe, a unei some, a unui corp, este dată de frecvența la care, adică o ființă de frecvență înaltă nu acceptă să intre în forme de-astea, care să-i reducă lumina, decât noi am venit. Da, am venit să cunoaștem. Acceptă doar dacă vrea să cunoască, dar nu stă, nu rămâne acolo. În forma aia urâtă. Adică forma reflectă nivelul și frecvența ființei, da, care ocupă formă. Da? Da, așa e. Nivelul de vibrație. Eu așa, da, eu așa percep. Sau așa cred. Deși aici găsim de toate pe planeta asta. Găsim corpuri foarte armonioase, foarte frumoase, care nu sunt ocupate de conștiințe întregi sau părți subliminale. Și acestea sunt ocupate de mici fragmente și tu observi acum, dintr-o parte subliminală, acaparată de niște ființe de-astea, iar aceste corpuri perfecte se numesc clone pe planetă. Uh-huh. Da? De aceea, pentru că astea sunt create în laboratoare pe niște coduri, o matrice, de ființele astea care coordonează planeta asta și de aceea sunt toate la fel. Să zicem, perfecte, nu știu ce. Un corp care nu este clonă, este ocupat de o esență, de o conștiință întreagă, el nu este perfect și nu seamănă unii cu alții. Pentru că fiecare, cum am vorbit mai înainte, reflectă un anumit nivel, de o anumită frecvență pe care o are fiecare ființă, esență. Da? Bine, sunt mai multe lucruri de spus aici, intervine și moștenirea corpului, da? Moștenirea de la părinți și mai multe. Dar, așa cum am văzut mai devreme, la mama ta fizică din această experiență, ființa, esența, transformă corpul. Își pune amprenta și îl transformă. Mama ta e plină de bucurie acum, de înțelegere, de bucurie, de fericire, mai puțin ceea ce te privea pe tine, că și pe ea o trăgea ceva în jos. Mama ta s-a transformat. Despre asta vorbim. Bine. Ai înțeles de ce ființele astea, că de-aia eram aici, te urmăresc și ce urmăresc? Da. Vreau să mai înțelegi de ce erau spațiile alea goale. Să fac ce acolo, să fac ei să scrie funcție de conjunctură în experiența ta, apoi mai creează diverse momente. Completează ei acolo. Cu soția, de ce trebuia să vă întâlniți în viața asta? Ce ți-a zis? Ce scria? Ei scriu aici de o karmă, de o plată. Mm-hmm. De acțiunea mea similară a mea asupra ei și a lui. Tu ai informația acum și poți să cauți. Eu aș fi trădat, eu aș fi făcut ce-a făcut. Dar tu caută ei. Dacă găsești informația asta în sfera, în informațiile tale, dacă există. Există. Și uite-te acolo, dacă tu, parte subliminală, esență, ființă, conștiință, ai făcut acele acțiuni, sau s-a întâmplat ca aici? N-aș fi aici. Făcut așa ceva. Aici. Sunt toți influențe. De fel și chip. Controlatorii, păpușarii. Și tot alte contracte
în care ați venit să jucați roluri, da? Scrise tot de ei. Și pe acelea le-a însemnat. Exact. Te-ai lămurit cum stă treaba pe aici? Un teatru ieftin. Teatru, un circ, o mizerie. Da, e pe aici. Fii atent. Da, continuăm înțeleg să acum. Lucrăm. Continuăm înțeleg. Să lucrăm. Exact. Ai înțeles toată filozofia? Da, nu eram vinovat acolo de ce am făcut. Așa. Și s-ar putea și văd că nici ei nu sunt vinovați, ci păpușarii ăștia care fac totul. Da. Știi ce facem acum ca să nu o obosim pe ăla foarte mult? Consumă energie canalizându-te. O să număr de la 1 la 3 și să vorbesc cu ela, să revin cu ela, iar cu noi continuăm împreună, toți trei, să lucrăm mai departe. În regulă. 1, 2, 3. Ela, deconectează-te. Da. S-a luat somnul. Partea asta. S-a relaxat atât de mult. Da, am observat că părți subliminale pe care la început sunt încărcate energetic. După aceea? După aceea le eliberez. Au o stare din aia de somnolență. Da. Probabil reechilibrarea. Exact. Energia se duce pe unde da. Nu putea, nu mergea, dar apoi crește vibrația și așa mai departe. Da. Bine. Are informațiile partea subliminală, a observat, a înțeles ce până aici. Hai să vedem da. Câte experiențe are ca om în 3D. Mi-apar 471. Toate controlate? Primele două, nu. Bine. Au fost de două acomodare. Libere. Da. Hai să vedem de unde a venit aici, cum, cu ce spune că parte subliminală a venit, curioasă de manifestarea acestor frecvențe în 3D, de dualitate, de emoțiile, zice, emoțiile care se puteau simți, trăi, de emoții, zice, curios de această formă de manifestare a emoțiilor, zice. Nu înțelegea cum, adică să nu poți să ții un echilibru și se duce totul în extremă sau alta. Era curios de cum se manifestă extrema asta a vibrațiilor. Și a văzut acum și a înțeles cum se manifestă. Acum, da. S-a adus în experiență să o înțeleagă, da. Da. De unde a venit? Colar, zice. Colar? Planeta Colar, da. Da. De? Planetă 4D? De 4D, da. Zice că se află în sistemul cocoșului, așa mi zice. Da. Cocoșului. 4D. Așa. Da. Și aici ce avatar a avut ultim? Este biped. Umanoid, da, cap, mâini, picioare umanoide, corpul este ca un balon, trunchiul, să zic da, așa. Da, flat, așa. Da, umflat, da. Bombat. Da, în rest e uman. Și capul? Capul e rotund. Și aici ce făceau? Adică prin corpurile astea. Avea o societate, hai să zic, dezvoltată. Da. Văd orașe, văd clădiri, un pic de tehnologie, dar nu care cam să ca le... noi, așa? Nu. Nu, mai... Nu, mai rudimentară, nu care să le înlocuiască lor abilitățile și funcțiile avatarului pe care le puteau face singuri. Îi văd foarte activi, fizic. Da. Corpul emoțional nu este foarte, foarte dezvoltat. E în echilibru mereu. Adică, da, nu, sunt
în compasiune unii cu alții, dar nu înțeleg, de exemplu, și dar nici nu extremele. Dezvoltă tristețe sau bucurie extremă, Da. sau tristețe, supărare, nu? Deci sunt mereu echilibrați emoțional. Da. Au, simt, să zic așa, oarecare iubire, un atașament mai mare față de membrii familiei, dar un pic mai mare față de oricare alt membru al societății. Deci, ceea ce îl face pentru familie, îl face și pentru un străin, să zic așa, dar un pic mai mult pentru familie. Și cum, deci trăiesc în familie, există familia, această da, unitate. Da, da, da. Socială. Ah, ok. Da. Copiii sau cum procrează? Procrează printr-un așa numit act sexual. Interesant, corpurile arată feminin, masculin, dar nu au organe sexuale. Au doar, externe. Da, nu au externe. Femela are organe de reproducere și văd că un fel de atingere a burților lor. E ca și cum ar intra într-o anumită simbioză între 15 și 20% când își lipesc burțile. E ca și cum s-ar amesteca țesutul, așa, nu știu cum să explic, așa, pe o perioadă scurtă de timp, apoi se deslipesc unii de alții și apare viața în organele de reproducere a femeii. Masculii nu au acele organe, doar femelele. Și la față, femelele sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Masculii sunt, nu știu, față de femeile foarte urâți. Da. Dar nu urâți în sensul ăla de hidoșenie, ci sunt parcă, cum să nu spun? Nu armonioși, așa, ca femeile. Parcă nu se văd pe fața lor emoții. Au o față ca o poză, adică parcă nu-i poți citi, sunt... De aia pe când femelele se văd emoțiile mai mult? Da, la femele și când se văd permanent sau în perioada mai mult în timpul gravidanței și înainte, în perioada aia aceea de împerechere, să zic așa. Ele sunt mai expresive, da, mult mai expresive, da. Bine. Copiii, adică noua viață cum vine într-un corp? Apoi cum este scos acest nou deci crește înăuntru și încet, încet, încet treptat iese în afară. Ca și cum ar fi o, nu știu, o excrescență care, ca o bubă care crește, crește în exterior până când pică jos. Așa. La un moment dat pică. Și este... Și? Deci din interior iese încet, încet, încet pe timpul gravidanței în exterior, se vede în exterior, crește ca și cum ar fi, nu știu cum să explic, un semn de ăla de mamă de mare și în momentul în care se desprinde, corpul ia viața, se mișcă. Până bine, și cum arată noul individ? Ca și copil și crește ca la noi sau e deja adult? Nu, e ca un copil. Doar că aici nu e ca un bebeluș, e ca și cum ar fi deja la 2 ani, ceva de genul. Deja umblă, se mișcă, are mult mai multe, cum să spun, instincte deja dezvoltate în momentul în care se desprinde de pe burta mamei și prinde mișcare, viața începe să miște. Deja sunt active mai multe instincte decât da. La da, noi. Da, știe să mănânce, știe să umble, deja privește și o... Și cum ar fi o comunicare incipientă, dar deja o știe. Și cum deci, comunică, apropo? Telepatic sau? Da. Ok, Ela. Bine, am văzut toate lucrurile astea. Vedem partea subliminală. A ajuns aici, ca parte subliminală. Cu cine s-a întâlnit? Prima dată. A ajuns în 3D, pământ, sau 4D? 3. În 3. Bine. Cine l-a întâmpinat pe frumoasa planetă? Horus. Horus. Și i-a explicat în două cuvinte ce înseamnă experiența aici.
L-a lăsat să, să facă Da, două două. experiențe libere, apoi l-a luat în contract. Bine. Uitându-se prin toate experiențele acestea, să le înțeleagă, să înțeleagă mecanismul karmei de care ei se folosesc pentru a păcăli părțile subliminale, Da. și să Înțeles. ne spună dacă vrea să mai facă experiențe de Nu. acest fel. Nu. E prea controlat, zice, nu. Hai să vedem parametrii corpurilor. Corp sexual, corp emoțional, la începutul sesiunii, și corp mental. Da, parcă le-am zis. Nu. Nu le-am zis. Nu în sesiunea aceasta. În alt. Corp sexual îmi apare, oscilează între 40 și 64. Bine. Emoțional? Corp emoțional acum e la 24. Și mental? Mental 48. Deci sunt corpuri, parametri mici ai corpurilor. Are informația acolo că poate să-și facă un portal dimensional unde intră, își proiectează și execută atâtea experiențe libere Da. De care crede că are nevoie sau îi trebuie ca să-și crească acești parametri la valori de 100. Da. Și vrea și Ludmila, mama, să facă, să-și deschidă un portal. Deci fiecare își deschide un portal, cât număr eu, de la 1 la 3. Da? 1, 2, 3. Și intră în portal, fiecare, propriul portal. 1, 2, 3, 4 și 5. Ies afară. Ia să vedem, Maxim, câte experiențe a făcut. 1005. Hai să vedem parametri acum, corp sexual. Corp sexual 90, corp emoțional 94, iar mental 96. Foarte bine. Hai să ne uităm și la Ludmila, parametri. Mi zice acum. La ea sunt pe 98. Toți. Toți. Da. Bine. Foarte bine. Cum se simt acum părțile subliminale? Adică Ludmila era bine, eliberate, și mai bine? Maxim se simte, se zice, experimentat. Da? Cu mult discernământ. Da, cum înțelege mai bine totul, da. Linia aia veche, experimentală, o păstrează, o colapsează? Ce face? Nu, n-am nevoie de a spune. Bine, atunci să-și extragă energia și să colapseze linia cu tot ce a însemnat ea, contracte, implanturi, entități, tot. Da, energii. Retrage, curăță, purifică, deprogramează toată energia lui și o reintegrează, iar linia colapsează. Bine, și acum venim aici și acum, iar Maxim este întreg și te uiți dacă mai vezi ceva. 1, 2, 3. Da, nu mai este nimic. Foarte bine. Hai e să vedem. E foarte luminos acum, da. Da. Hai să vedem acum întrebările. Stai să le caut. Trebuie să extrag că le-a scris așa la rând Ludmila. Deci, de mic a trecut prin mult stres, frici de la tatăl lui, care era alcoolic. Aici, așa, e cu minte, înțelept, de bunătatea lui s-a folosit un văr de care am vorbit, care nu s-a folosit vărul și acum a înțeles și Maxim cine s-a folosit și de ce. Da. Dacă are implanturi, acum a colapsat linia, dacă poți să te mai uiți înainte de a colapsa linia, e la...
Și de a lucra la De ce a avea la cap, la ceafă, la gât, la ficat, inimă și stomac. Bine, nu mai e nimic, da? Nu mai este. De ce a pățit, ce a pățit cu soția și cu vărul? Soția are doi copii acum, acest cuplu cu vărul. Ideea e că acum nu știu, sau cineva i-a spus Liudmilei, un unchi, un frate de al Liudmilei, care mai este acolo în țară, sau mai știa câte ceva, că primul copil ar fi, adică nu știu, posibil să fie al lui Maxim și nu cu vărul, și apoi a mai făcut o fetiță cu... Dacă e copilul lui Dacă e Maxim? Copilul lui Maxim. Nu. Nu. Deci este copilul cu acest văr, da? Partener Da, care sunt acum. Nu văd legătura. Bine. De... Dacă portaluri are portaluri deschise în casa în care locuiește? Da, le deschidea el. Mm-hmm. Și entitățile care le avea. Ia, acum cu această conștientizare, această frecvență, să facă sfere, cea mai înaltă vibrație, și să le trimită pe portalele astea, să le închidă. Da, trimite bombe cu lumină și dizolvă toată energia negativă, stagnantă, amprente, egregori, holograme din casa lui, și închide, sigilează toate portalurile. Bine. Să facă o infinitate de sfere informaționale cu toată iubirea lui și să le trimită către toate conștiințele care le-a cunoscut sau nu le-a cunoscut, pe linia lui experiențială, care a fost veche, cea nouă, de oriunde, și vedem dacă le primesc. Ok, da, le primesc. Bine. Hai să vedem dacă fosta soție a primit. Și fosta soție, și copiii, și vărul. Foarte bine. Toți le primesc. Dacă tatăl care e plecat, tatăl lui Maxim, primește sfera de la el? Da, primește. Dacă aici e cu noi, adică este aici și partea subliminală a Liudmilei, care și ea primește, da, și a asistat. Mai sunt membri ai familiei, plecați sau în viață? Toți. Către toți a trimis? Da. Ne-a enumerat aici? Ca o soră, la sora lui Dorina, fratele lui Ion? Da. Cumnatul Andrei? Ai Da. Lui. Primește. Cumnata Viorica? Primește, dar văd că s-a blocat la 55%, dar de aici absorbe încet, dar primește. Bine, în ritmul ei. Și neamurile, la toate neamurile? Da, primește. Și să trimită și lui taicăsul, care a trimis și a și recepționat, la bunicii decedați, Elena, Georgi, și la toate neamurile. Bine, aceștia. Da, primesc. Și bunici. Bine. Dacă ar fi bine să plece din orașul actual, de unde este, în Rusia? Sankt Petersburg. Da. Și așa ar lăsa, ar rupe și toate cele. Da, și-ar schimba complet totul. S-ar schimba totul în viața lui. Ok. El a să scoată mintea afară, să pună intenția să se lumineze toate programele, programările și amintirile minții conștiente în care a rulat toată această experiență, da. Să le artă și da, să scoate afară și arde tot. Să implementeze în mintea conștientă programe noi, conform conștientizării care are acum partea subliminală. Da, își pune toate programele benefice cu care să-și manifeste viața așa cum și-o dorește el. Da.
câte, ce abilități, dacă mai poate folosi, să zicem, în această viață, deși el are o abilitate pe care se folosește și o Să nu se practică. împrăștie, zice partea A, subliminală. da? Prin diverse. Da, să facă doar ce place și ce face, face bine. Bine, zice câte experiențe a făcut sau găsește importante pentru el cu frații, sora și fratele. Sora mea arată 34, cu fratele 29. Mama, cu Ludmila. Cu mama mea arată 43. Ludmila vrea să-l îmbrățișeze și să-i spună că îl iubește foarte mult. Da, se îmbrățișează și se armonizează foarte bine. Foarte bine. Dacă sunt pregătite părțile subliminale și aici Da. acum ne referim la Maxim, să meargă în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Da, merge în sine de nouă. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală, cu care a fost creată ca și conștiință primă, fiecare, o suprapune peste matricea, care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează fiecare declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Hai să vedem câte Da. experiențe a avut în univers. În ce sine a fost? Mi-ai zis sinele? Când am scris. Nouă. Sine de nou, ok. Câte experiențe în univers? 47.000. Foarte bine. Să își activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Să-și Da. facă și Maxim sfera de manifestare aici, în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, o acțiune în fizic, până când manifestă. Și noi, celelalte părți subliminale, ne uităm și la sferele noastre. Ne concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Și număr de la 1 la 3 și venim aici acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual de orice fel, blesteme, farmece, nu știu, orice ține de asta, pe viața asta, care i-au fost făcute, la care a participat sau le-a făcut altora. Da. Să-și facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație, le trimite pe acest arbore genealogic și să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea. Parte Da, subliminală. de asemenea dizolvă tot. Și acum el adăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutindeni se dizolvă toți egregorii, hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante, blocate, entitățile le aspiră pe portal de înaltă vibrație, le trimite direct în sursa primordială și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri de joasă frecvență, se de pretutindeni se închid, se sigilează complet. Mulțumim părții subliminale, Maxim, pentru această călătorie și mulțumim părții subliminale, Ludmila. Opresc aici înregistrarea.